prima ieșire cu bebelușul la cumpărături. Let's go! Careful! Stay here, I'll go on the other side. Stay there. Ciao, sunt Mihnea. Ciao. Upașna și bebelușul Zacharia. Mergem la metro la cumpărături. Prima dată când ducem bebelușul la cumpărături de alimente. Is he ready? Yeah. What's he doing over there? His first grocery shopping. Yay! Let's go shopping. He went to the supermarket today. Am ajuns la metro cu bebelușul. Bine acoperit, este frig aici, este rece. Mami se uită după ingrediente. Ne place aici la metro. Te poți aproviziona dintr-o mișcare. Aici un megafon cu reclamă, vorbește singur. Și suntem la zona frigorifică. Mie îmi trebuie neapărat cafea. Mă duc la cafea cu bebelușul. Prețurile la metro sunt mult mai accesibile decât la magazinul bio. Hai să vedem. Peanut oil, ulei de alune, 99 de yuan. Și să vedem unde e raionul de cafea. Acolo trebuie să ajung. Nu am mai fost la metro de mult. Ultima dată am cumpărat, cred că, 6 cafele. Le-am terminat. Aici văd că se întâmplă ceva în viitor apropiat. Și zona de cafea. Să vedem ce cumpăr. Nu, din coace, vreau boabe. Aha. Cafea. Ili, 123 de yuan. Dalmair, 63. Lavazza, 155. Rioba, 49. Ce mai au pe aici? Lavazza. Espresso intenso, 168. Bun, am din ce alege. Aici în spate, zona de ceaiuri. Ceaiuri chinezești. Lipton. Twinings, ceai englezesc. Aici niște cafea japoneză. Interesantă. Și aici cafea instant. Uite și niște Dalmai. Ok. Și matcha green tea. Din ăsta încă mai avem acasă. 26 de yuan. Nescafe. Essenso. Și asta e din Malaysia. Penang white coffee. Cafea albă și asta este din Vietnam. G7. Asta îmi place, dar are cam mult zahăr. Asta este cafea instant. Și asta văd că este din, tot din Malaysia. Bun, deci iau o rioba simplă și micuță. Selected coffee beans. Și vreau să încerc asta în japoneză. Hamura Coffee Master Blend. Are 10 sachete. Ok, hai să o găsesc pe Upașna. Am lăsat-o la zona frigorifică. Și bebelușul ce face? Bebelușul doarme, bineînțeles. Hai să plecăm. Să o găsim pe mami. Aici avem durian.
fructul ăsta puturos. Cum arată înăuntru? Este favoritul chinezilor și al tailandezilor. Mie nu-mi place nici cum. Aici zona de lactate. Lapte și dincolo cașcaval. Încă n-am găsit-o pe opașna și ouă în spate. Bun, am găsit-o și pe mami. De fapt, mami ne-a găsit pe noi. Cred că cumpără ouă, ouă și cașcaval. Ok. I want my hot chocolate. Do you think this is good? No. Where's my phone? No, whipped cream. Și zona de vinuri. Nu că bem noi vin. Dar hai să vedem, poate găsim ceva din România. Franța. 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 Aha, Portugalia, Chile, Spania, Germania, Argentina, asta este, nu este nimic din România. Aici, Spania din nou, Italia, este cât costă o sticlă de vin, așa, la întâmplare. Uite, asta chiar că e ieftină, 35, iar asta este ceva mai scumpă, 288. De când am venit în China, tot căutăm sardine, dar nu găsim. Nu au numai tuna, sardine nu am găsit, nu știu de ce nu au sardine aici. Alegem niște gem. Which one did you choose? Raspberry. Ok. We have right now that one. Aha. Deci cumpărăm gemuri. Ar fi fain dacă am ști să facem gemuri. Dar când mai avem timp noi să învățăm să facem gemuri. Și bineînțeles, biscuiți pentru ceai și cafea, mai ales pentru ceaiul indian. Și zona de jucării. Trenulețe, mașinuțe, tractoare, excavatoare, de toate pentru toți copiii. Foarte drăguțe sunt. Mașini, mașinuțe frumoase. Aici zmeu. Baloane. Bun, și aici intrăm în zona de baterii. Am zis după asta că am terminat cu cumpărăturile. Să vedem ce vrea să ia de aici, de la zona de casnice. Și ne întoarcem frumos acasă. Aici avem măști și aici măști pentru copii. Foarte, foarte colorate și frumoase. Iar astea sunt măști normale, chirurgicale, cred. Am terminat cumpărăturile. Avem aici două plase serioase și unde este bebelușul? Bebelușul este la lăptat. S-a trezit și a zis, vrem lăptic, vrem lăptic. Imediat mergem. Bun. A venit și taximetru. Suntem într-un Buick fain. Anyhow. Ha, ha. Am confirmat numărul de telefon și am pornit. Mami, ce faci? What's the baby doing? Sleeping. Sleeping? Oh, cutie pie. Am avut succes. Was it successful? Yeah. Am cumpărat tot ce a trebuit să cumpărăm. Bebelușa a fost cu minte. Ne întoarcem acasă. Ciao, pe mâine. Postscriptum, ne-am întâlnit astăzi cu cineva, un domn special. Mulțumesc că ne-ați oprit și că am făcut cunoștință. Știți dumneavoastră cine sunteți. Ciao, toate cele bune.